Why? Încep să se vadă munți. Noi avem puțin până în Poiana Scărișoara. Deci a trecut ursul azi noapte? Nu, asta e de acum. Acum? Astăzi, a plecat de scurs, nu are cu ce să încălța. Eu nu știu de ce n-are el. Ursul fuge de un. Dar buila e de maxim 5 urși. Superb! Salutare tuturor și bine v-am regăsit! Pornim din comuna Costești, prin satul Pietreni. Aici o pensiune frumoasă, Hanul Vatra se numește, este locul fostului stabiliment de băi Costești, monument istoric construit între cele două războaie mondiale. Vă invităm să vă alăturați drumeției noastre, în inima naturii, într-o zonă plină de peisaje superbe. Urcăm pe Valea Morii până în golul alpin al masivului Buila-Vânturarița, unde primăvara își dezvăluie tainele sale cele mai frumoase. Haideți să pășim împreună în această lume de poveste și să descoperim frumusețile naturii într-o zi superbă de primăvară. Avem puțin până în Poiana Scărișoara. A trecut ursul azi noapte? Nu, asta e de acum. Acum? E proaspăt, da. Ai merge de scurs pe munte. Săracul de el, dar astăzi a plecat de scurs, nu are cu ce să încălța. Eu nu știu de ce n-are el cu ce să se încalțe. Uite și brândușile, ia uite. Nu vine la tine, ursul fuge de om. Le arătai eu lor, eu îmi dau cu parfum de ăla de mașină pe mine. Și miroase de la distanță și el nu știe ce e și fuge. Aha. Deci, dar ideea treabă. E că nu e animal sălbatic, nu are. N-are nicio treabă. O zi faină. La mulțumim fel, la fel. Chiar cât temerar să urci cu bicicleta până aici. E frică de urs. E frică de urs, da. Pregătește spray-ul, da. Să-l aibă la îndemână. Aha. Și câinele de-l țin apartament e un câine de nota 2. Câinele care îl mai scos prin oraș seara e de un 4-5. Câinele de curte e de un 6-7. Câinele care seara iese din curte și bădănăie pe coastă, ăla e un câine de 90. Pentru că el învață înregistrând mirosurile. Și el trebuie să le știe pe toate. El nu de nebun, ai văzut când îi dai drumul, se duce stânga, în dreapta, încolo, se întoarce. Da. Adulmecă și învață carte. 10 aici am buila. Așa. Cât? 20, 30? Eu știu, sunt 10-15, sunt sigur. 10-15. Dar buila e de maxim 5 urși. Uh-huh. Dar și are el. Și capre negre, eu de două ori am fost, dar n-am văzut decât una de la mare o de capre. O să vezi astăzi. Să vezi astăzi, noi urmă. Încotro-l-o, așa? La deal. La deal.
Ce frumos! Astea cum sunt? Din top? Mirează pe ele. Superb! Superb peisaj! Unde se ia doi așa? Și către noi încoace în arăț? Către noi în arățul. A. Ar trebui să vedă făgărașul în spate, dar e departe. De ce ăla e cozie? Era cu capul în nori acolo, da, da, da. E cozie. Deci plafonul e la 1667 la cabană și cabana nu e în nori. Deci e 1650-1600. Aici e Sfânta Mănăstire Pătrunsa. Am fost acolo de două ori. Aia cu verde e chilia lui Econom. Din spatele mănăstirii? Asta de-o vedem noi aici în stânga. Vedem aici. Că noi biserica nu o vedem deloc. Asta e alu Economul după vremuri. Părintele, cum îl chemam, alu Frank Timiș. Da, uite, s-a așezat acolo. Deci n-am mai plecat. Nu, nu. Mă, ăla e pat. Bă, uite-l. Eu mă duc un pic până la jnepenul ăla de acolo. Da? Care? Aha. Bagă-te, dar nu știu pe unde, ușor, pe jos. Să nu te lovești. Aici. Aici? Aici? Nu, faci ea. Nu, dar cred că mai pe jos e mai ok. Da, aici, da. Bine, faci ea, dar ok. Ușor. Are coarne mari. E amețitor de frumos, e frumos. Nu le spe, nu mai speria. Are treabă. Foarte frumos. Foarte, foarte, foarte frumos. Bă, ăsta e cracul mărului, acolo undeva. E Poiana Lisă, ăla sunt, deci Casaliuza și ruinele la cel mai aproape. Urci pe Valea Lungă, când urci de la Cheia. Da? Ăsta e Călăuzul, Valea Lungă. Și urci sus. Este, sau urci la prima poiană la Bărbătești, pe Valea în sus. Uite, mă, eu zic că au ies cu el.
Binoclu, dacă a rămas în mașină. Ce să? Binoclu. Era bun. Le vedeai mai bine. Da, bă. Uite, mai e un fum acolo. Asta e mișto de pozat, mă rog. Mai e una acolo, capra. Uite-o până așa la jos, mică. O vezi? Aha. Sau bine și iau asta. Hai, bă, că vă văd, n-ați mă văzut în viața voastră. Să știi că n-am văzut până acum. Una, atât am văzut la altă dată. Și de la depărtare. Acum le-am văzut mai de-aproape. La piezurile din Buila Vânturarița. Acolo avem muntele Piatra. În față muntele Țucla, muntele Cacova, acolo o stână. Aceasta a fost drumeția noastră de astăzi. Dacă vă place canalul nostru, apăsați butonul abonează-te, este gratuit. Lăsați un comentariu, un like. Vă mulțumim, toate cele bune, la revedere!